Primarul Mihai Chirica a semnat contractul pentru construirea unui canal de evacuare a apelor pluviale în zona Cicoarei. Lucrările vizează zona deșesă a Bahluiului, între strada Cicoarei și confluența cu râul Nicolina, aflat aproape de podul Mircea cel Bătrân. Lungimea totală a canalului va fi de 688 de metri. Pe acest amplasament au fost realizate în timp două canale în același scop, unul de către municipalitate, iar celălalt de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funcționale. Amândouă canalele au fost colmatate, iar pe alocuri chiar astupate de proprietarii din zonă. Reamintim că pe 5 octombrie a avut loc semnarea contractului de lucrări pentru construirea unui pod peste Bahlui, în zona fostului stadion Constructorul. Podul ar urma să facă legătura dintre strada Sarmizegetusa în dreptul intersecției Zimbru și strada Sofia Nădejde din Cicoarei peste Bahlui.